Ciao, prieteni, sunt Sebi de pe Sebi Toys și astăzi facem al treilea episod de gaming și astăzi vom face Zuba! Yeah! Super, stăm aici cu Larry, suntem în Liga 4, o să vă povestesc eu acum. Deci, pentru cei care nu știu, Zuba este un fel de Brawl Stars. Știu că la început primiți un tutorial pentru cum să vă jucați. Aici e într-un fel Brawl Stars combinat cu Clash Royale și combinat cu Fortnite, putem să zicem. Pentru că aici te miști ca în Brawl Stars, eu sunt pe laptop. Aici te miști ca în Brawl Stars. Aici sunt gemuri, bănuți, la fel, pam, pam. Aici upgrade-urile, vă arăt acum, stați. Bun. Eu nu mai intru la Brawlers de pe Characters. Eu intru pur și simplu, apăs pe Brawlers și gata. Deci aici faci upgrade-urile așa, uitați. O să-l iau pe Nyx, pentru că e cel mai nou. Da? Deci, aici nu-ți dă 7 puncte din 130 ca pe Brawl Stars, să zic așa. Aici ai un punct din 2 la Power 1. Eu l-am dus pe Nyx la Power 2. Azi mi-aș dori să-l ducem la Power 3, am aici un box. Da, aici e cam Brawl Stars, doar că n-are fiecare caracter câte o armă de-a lui. Da? Aici trebuie să colectezi fiecare caracter. Există 4 arme în tot jocul și fiecare caracter are 3 dintre armele alea. Și tu le colectezi. Eu mă joc foarte mult cu Larry pentru că Larry e și rapid, dar și trage cu limba chestiile și se poate face invizibil. Aici avem și misiuni. Este și Zovip. Stați. Nu pe aici. Reward. Aici e Zovipul. Deci eu ar trebui să am... am 5 chei și ar trebui să am 7 pentru bănuți sau crate? Că nu înțeleg. Gold crate și bănuți. Pentru amândouă, cred. Deci astăzi vom încerca să facem măcar o misiune ca să ne apropiem puțin de Gold Crate. Aici e pe ligi totul. La început o să-ți dea pe cineva să-ți alegi dintre Nyx, Bruce sau Molly. Eu mi-am ales-o pe Molly. Am vrut așa. Am calculat eu câteva chestii despre cei trei. Pentru că am aflat de pe YouTube jocul și am calculat că de la alți YouTuber și Molly mi s-a părut cea mai bună. Nyx, stați, Nyx mai e, care a fost ultimul pe care l-am primit. Uite-l, Nyx, hihi. Și Bruce, gorila. Bun. Și pe Molly am făcut-o de 6 și pe Larry de Power 6. Bun. Aici, în ligi, poți să primești, de exemplu, eu în Liga 1, mi-au putut pica, dacă eu l-am ales pe Nyx, îmi putea pica Bruce sau Molly. Știți, din crate-uri. Uite, din Emerald Crate, adică ăsta... Până la liga a 5-a, să zicem, mai mult. Uite, mai există crate-ul ăsta care nu știu dacă e mai bun ca și Emerald Crate. Deci, e bun Emerald Crate-ul. Din fiecare Emerald Crate mi-a picat un Zubar. Aici se zice Zubar. Cum în Brawl Stars e Brawler, aici e Zubar. Bun. Și pe lângă astea mai există iteme pentru brawleri. Uite, eu pe Larry. Stați. Uite cum facem.
nu, la items. Bun. Și aici ne ducem la L. Eu le am pe astea 4. Am găsit 4 din 14. Pelerii. Stați. Mi s-a făcut. Ok, e ciudat. Pe Molly am pus Nitro Shotgun și Cluster Bomb. O să vedeți în curând ce se întâmplă. Pe Nix am pus Cluster Bomb. Cluster Bomb se desparte. Și îl pun la toți pentru că e foarte bun. Și l-am și de 3, e și foarte rar, să zic așa. Și la Shelly nu ai bomba. Deci la Shelly ai doar săgeata, arcul și shotgun-ul. Bun, mai există și alte iteme. Acum vă arăt. Nu doar pe arme. Uite, de exemplu, osul ăsta. Happy Treats. Când stai pe loc, îți dă viață. Da? Ăsta îți dă viteză, nu știu cum. Ăsta e un item nou. Molotov Bomb. Mie îmi place, să zic, pentru că e ca și un fel de... Ca și la Burly, dacă știți. Că îi rămâne puțin. Știți? Aici, asta te învie iară. Asta nu știu ce face, ceva cu apă. Și asta, cred că mergi mai rapid sau ceva de genul. Asta nu știu, nu știu. Nu știu și nu știu. Bun, deci, eu majoritatea nu le prea știu. Sunt în Liga 4 eu, deci ar putea să-mi pice... Oli, uitați, stai să vă arăt. Oli, Oli, e drăguț. Și în Liga 3 putea să-mi pice Pepper. Acum încă mai poate să-ți pice. Dacă ești în Liga 3 sau mai sus de Liga 3, îți poate pica Pepper. Mie nu mi-a picat, dar în schimb am toată Liga 1 și toată Liga 2. Da, deci e bine. Acum ne vom duce la shop, vedem ce avem free azi. Aici este cu free, cu bănuți, avem piggy bank. Piggy bank-ul e ceva, dacă îl umpli, dai niște gemuri, primești puțin mai multe gemuri. Stați, de ce mi-arată că mai am ceva free? Primești puțin mai multe gemuri. Sau luăm... Dar de ce mi-arată că am ceva free? Ok, hai să ne uităm ca lumea. Daily. N-am nimic a fi. E ciudat. Bun, o să mai băgăm în seamă chestia aia. Crate-urile se pun aici ca și în Clash Royale. Depinde de raritate, de cât de bune sunt, cât să le pui să se încarce. Yeah, 2 pe Nix! Yeah, putem să-l facem de 3! Yes, boys! Bun, caracters. Ne ducem. Ce tare a fost. La Nix. Pam, 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 pam. Level 3. Yay. Super. Nu știu de ce nu merge sonorul. Să vedem acum. Nope, nu merge. Bun, deci ăsta e Nix. Ok, vom deschide cele două boxuri care îți dau un punct pe cineva. Astea sunt gratis, în fiecare zi primești câte două, dacă nu mă înșel. Sau la un anumit timp ți se încarcă una și după ți se încarcă două. Bun. Și mai poți să dai și gemuri ca să-ți deschizi boxurile sau să ceri ajutor de la cineva. Nu știu cum vine asta. Dar atunci trebuie să fii într-un clan. Astăzi vom încerca să ajungem la Bronze Toolbox-ul ăsta, pentru că la cele de la Trophy Road le deschizi imediat, nu mai trebuie să le pui să aștepți. Cred că primul meci îl vom juca cu Larry, după vă arăt Nix, pentru că e ultimul brawler care mi-a picat. Ultimul Zubăr, îmi pare rău. Îmi cer scuze. Zic prostii pe aici. Lumesc. Ok, se poate zice și brawler. Bă, eu vreau shotgun-ul. Așa. Ăsta de aur. Așa e mai bine.
Mult mai bine. Bă, dar cum o vede Oli ăla? Aia nu înțeleg eu. Că tot trăgea în mine. Și sunt în buș, deci... Nu înțeleg chestia asta. Uite-o pe Shelly! Pe feliuță de Shelly-uță. Păcat că nu ți se încarcă viața când stai în buș. Deci aici există pecuri cu capcane care îți dau viață, care te poți face dovleac aici de Halloween. În cel simplu era cu butoiuri. Acum nu știu de ce nu scot chestia asta de Halloween, pentru că e cam veche, deci are deja 2 săptămâni, să zicem, 3. Și Halloween-ul a trecut, dacă nu mă înșel. Na, uite, te-am prins. Ai, ce era? Bun. Hai să încercăm să ne luăm iteme mai bune. Pentru că deocamdată nu avem itemele foarte bune în afară de shotgun. Deci, uite aici ce mi arată câți mai sunt rămași, câte kill-uri am, câte stele primesc, cu stelele fac creiturile și câte trofee primesc momentan, că sunt pe 10 eu. Adică pentru alții eu sunt pe alte locuri, ei sunt pe 10. Dar cred că ați înțeles, pentru că și la Brawl Stars e cam același lucru. Deci deja sunt pe plus 9. E bine chestia asta. M-a prins Bruce. Bruce are multă viață. Nu-i fain deloc asta la el. Are, cred că, cea mai multă viață din joc. Molly. Aia e Molly, mi-am ales-o eu la început. Arcule, Arcule, vino la mine, Arcule. Arcule, vino! Băi, mi-a tras ăsta și să mai pot spune gard. Tot un pecă și ăsta. Nu, 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 nu! Invizibil! Mă vede! Nu! Încerca să fug, nu-mi place de Bruce. Dacă mă prinde brusc, avea super viteză, de-aia m-a prins. Deci aia e super viteză ceva. Vai, nu mi-a plăcut. Ue. Ok, suntem pe plus 13. Cred, dacă nu mă înșel. A, și aici există mastery pentru fiecare brawler Trophy Road. Puteți zice că e un rank, dar e Trophy Road totuși. Cât mai avem? 4 trofee, bun. Uite, mastery. O, uite, eu la Larry sunt aici, primesc un punct plus pe un item sau un item nou și după primesc un semn. Poți să pui semne în joc. Pe Molly sunt la asta și după în curând primesc și pe ea semn. Nix, abia am început, mai am până la semn. Nu chiar foarte mult, dar mai am puțin. Mai am ceva până la semn. Bruce. Deja nu-mi place. Eu nu joc cu Bruce. Shelly, am jucat, dar am pierdut. Ce tare arată semnul. Știu că mai era un semn. Oh, cu ochi din ăstea. Îmi place. Vedem că știu că era un semn de stă în carapace. What? Nu mai e semnul. Asta era! Beleri, hai să vedem al doilea semn. Sunt curios cum arată. Oh! Cum arată, ce tare. Îmi place semnul. În rest nu mai are semne. Molly știu care iubește puiuțul și aruncă cu puiuțul bombă. Nix, avem ăsta care râde cu o. Stai gâtul. Bros. Ciao. Oh, și asta. Și pe Shelly am văzut. Ăsta și cu ceva lasere sau ceva de genul. Bun, și acum vom juca cu Nyx. După cred că tragem un match cu Molly. Dacă mai facem episoade de Zuba, să-mi spuneți în comentarii aici, să dați like. Să-mi spuneți care e brawlerul vostru preferat din cei care i-am eu ca să joc cu acela.
Știți? Ok, este obișnuit cu tasta Space de la Brawl Stars. Știți? Aici trebuie să apeși. Asta nu-i fain, e dezavantaj la laptop. Vine Bruce. Ai, m-am obișnuit cu ăla de la Larry, cu limba lui Larry și de aia credeam că îmi trage. Deci dacă e în buș. Uite-l pe Nick, scoar din ăla. Perfect. Ha. Deci deocamdată e bine, putem să zicem că jucăm decent. Adică fugim de un Nyx. Bombă! Yes! Na! Na! Pac! Deci fug. Eu fug, în toate cazurile fug. Știu că acolo găseam iteme bune, dar a venit Nyx de acolo înseamnă că și-o luat tot. Uite-l pe ce face. E cu Pecu. El cu Pecul lui. Dar chiar de ce nu fug și eu așa? Deci asta e super chestia lui Nyx, să zic așa, super chestie. Cum sună asta? M-a făcut! Shotgun. De toate trag pe el. Pam! Uite, așa se scapă din foc. Mă prinde focul. Te prinde focul când ești cu Nyx. Ce-i asta? Păi parcă nu mă prinde. Parcă eram cel mai rapid. Cel mai boss la rapiditate. Eu cu Nyx. Nyx era cel mai bun la rapid. Ok, e ciudat. Mă prinde focul. Soldat. Ai, ăla, mai există și gardieni de Halloween. Sunt fantome. Dar nu sunt fantome, de fapt. Na. Dacă vrei luptă, primești luptă. Acum vine Bruce și mă prinde. Am vrut să mă bat cu ăla. Nu pot să cred. Eu n-am pe coordinarea de viață. Aia mă enervează și nu pot. Dar mă enervează că mă omoară în continuu din ăștia. Ok, ne-am făcut meseria. GG! Am primit bani de la Nyx! Silver, deci nu mai e de ăla simplu, e silver, oameni buni. E bun, bun silverul. Îmi place. Bun, avem și acest box. Bronze toolbox. Da, mare lucru, ne-ai dat extra mult. Oh, pe Bruce, nu-i rău. Mastery. Cu Nyx. Mastery. Deci îți arată, uite așa. Deci dacă eu vin aici, stați. Dacă vin, uite așa pe Bruce. Ce, nu mai dă aia? Și trag așa. Ok, e ciudat. E super, super ciudat. E fain că ți arată, uite, că trofeele, că tu ești încolo. Și te oprește. Aici. Îmi place de Duke, cum dă stun-ul. Wow, la super putere dă stun. Ok, să-i dăm upgrade lui Bruce. Și astăzi ne vom uita la reclame ca să primim gemuri și să deschidem un box și să deschidem silver-ul după. Nu cred că vom face. Dacă durează un silver oare să-l deschizi? Nu vedem. Cred că nu merită 8 ore. Nu stăm 8 ore aici. Da. Cred că... Da. Nu-l voi deschide. În următorul episod. Dar începe școala. Eu sunt în vacanță. Da, nu-mi pasă. Mă bat oricum. Nu mai am ce box să fac. Nu mai am crate-uri. Nu mai am spațiu de crate-uri, dar... Eu nu fac battle-urile ca să primesc crate-uri. Fac pentru trofee și pentru alte chestii. Nu neapărat pentru crate-uri. Nyx încarcă armele foarte repede. Aia îmi place la el. Mi-a furat-o cumva. Îndrăznit urâtul. Pac!
Vai, puteam să pun pariu că l-am prins. Nu pot să cred că nu l-am prins. Și am rămas și cu puțină viață, deci. Ies, colectez. Intru. Bun. E perfect. Trebuie pecul de viață. M-a tras! Vai, ce m-a enervat, Pepper! E ca și un fel de Piper ăsta. Își face gâtul lung și poate să tragă cât vrea el. Adică foarte mult, vreau să zic, nu cât vrea el chiar. Mai joc o dată. Nu mi-a plăcut deloc meciul ăsta. Ce-am găsit eu aici? Bogăția am găsit eu aici. Ce-am găsit eu aici? Bogăția am găsit eu aici. Ce-mi place ce-am găsit eu aici? Îmi place ce-am găsit eu aici. Ce tare a fost asta. Ce-mi place ce-am găsit eu aici? Îmi place ce-am găsit eu aici. Na! Vrei luptă, guardule? Ține! Dacă vrei luptă. Și shotgun. L-am făcut. Cu bombă din aia bună. Și nici n-am scăzut la viață nimica. Deci să vedem dacă mai putem. Vine zona. Zona e ca și un fel de poison. Și aici există și duo, dar trebuie să ai prieteni. Și prieteni, dacă nu mă înșel, poți să ai doar din Liga 5-a. Rup! L-am rupt. Shotgun! Nu, 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 nu! Bun! Cum am scăpat? Mă așteaptă Shelly. Și mă trezesc că mă așteaptă Shelly pe cealaltă parte. Și mă împinge în foc. Bă, dar fii serios! Ce-i asta? Cum vine chestia? Cum vine asta? What? Ce m-a enervat, Shelly. Și puteam să fug la faza aia. Shelly, de doi bani ce ești. M-a împins în foc cu arcul ei. Eu dacă o împingeam, o împingeam mai afară. Ce? Defeat doi guards in a single match. Am făcut misiunea. Defeat three characters, defeat on enemy that is in the fire. A, trebuie să omor un animal care e în foc. Și defeat three characters pare ușor, dar nu e ușor. Ok, nix. Băgăm meciuri cât vrem noi, pentru că pierdem în continuu. Vai, vai, vai. Bun, bun. E un brus. Are ceva, n-are nimica. Băi, nu pot să cred, ia tot de acolo omul. Și pun pariu că iese pe aici. Eram sigur. O, e perfect. Perfect. Mai e aici omul. Uite bomba! Cum să lași aici bombița? Păi, omule! Asta e nebun? Deștept la capoare. Era să zic ceva. Urât. Foarte urât. Cred că v-ați prins și voi ce vroiam să zic. Dar hai să nu mai vorbim despre asta. Bun! Uite, eu mă mișc și mă uit la voi. Ce fac? De ce zi-mi voi ce fac? Mă dau de piatră? Oh, vedeam, eu mă uitam. De am ghicit. Adică puțin știu și mapa, poți să zici că sus e cabana de pe apă, mai prin dreapta de tot îi... Eu mă duc spre zonă.
Am rămas printre ultimii 10. Fug de zonă. N-am găsit nimic și fug de zonă. Doamne, Sebi. Bă, și știam că aici nu-i nimica. De ce m-am mai dus? Doamne, ce e cu mine? Nu se mai vede zona deloc. Sper că nu campează nimeni. O să merg cât mai pe la margine. Uite pe cine găsesc eu aici. Cu bombă de aur și cu de toate. Na! Fugi! Nu! Mă enervează fire-ul ăsta! Tot încearcă să facă misiunea asta. Vai! Geoh, dacă nu mă înșel, îl cheamă. Sau Neoh, ceva de genul. 22 de trofee, chiar nu-i rău, deci... Rupem. Sper că luăm și următoarea chestie azi, pentru că în curând ne oprim cu episodul. Cât mai avem? Ui, mai avem 8 trofee. Una 400 de gold. Nu e mare lucru, 400 gold. Dar eu aș zice să ne ducem așa frumos, pentru că merită, poți să zici. Merită, n-ai ce să zici. Shelly s-o fac? Nu. Aș face Larry. Da, fac unul pe Larry. Iar două, dacă nu mă înșel. Da, am bani la maxim. Fac cât vreau pe Larry. Acum mai bine. Mai am 7 și l-am de... Oh, free iară. Ce fain. What? Error, connecting error. Try again. Aștept să mă bage în zuba. Ok, ăsta e Duke. Nu stă pe capul lui Fuzzy. Aici sunt crate-uri cu bani gemuri și cu gemuri bănuți din joc. Bun, battle. Deci dacă nu fac nici 8 trofee în battle-ul ăsta, să iau alea 300-400 de băi, aia. Deci, dacă nu reușesc să iau... Sunt pe minus 1! Wow! Parcă m-a rumimi. Deci n-a început jocul bine și eu sunt pe minus 1. Una la trofee, da. Deci pornești de pe minus cu trofeele. Sunt în ultimii 33. În ultimii 22 deja sunt pe 0. Ok. Și durează cam mult să scap de minus 1, mai ales dacă nu te lupți și aștept să se lupte alții. Adică uite cum fug și imediat ajungem la 30. Da, am bomba, doar. Fii serios. Să nu fie alții. Alți Nix. Larry. Guardian. Încă un Larry de care ar fi bine să fug pentru că vine un Bruce. Ha! N-a Bruce. Bă, dar cum o prinde urâtul? Fug! Na! O mai prins tu pe veci. Nu! Dar cum să reușesc? Enervează, Bruce! Stai cum îmi arată părul. Mă enervează rău, Bruce. Nu știu de ce mă tot bate. Adică avea arme bune, recunosc. E prea multă viață. Prea multă, oamenilor. E prea multă viață. Da, avea prea mult, deci n-ai ce să-i faci. Avea prea multă. Hai să văd că ăla era de power 4, eu l-am de power 3. L-am pe shop. În Liga 6 o să mai am un pătrățel acolo. Eu sunt de-abia în Liga 4. Mai trebuie 8 trofee. La fel, am primit 0. Hai să jucăm cu Bruce, dacă jucăm. Bruce, na. Select. De 4 l-am și eu. Atunci rup tot. Rup, rup. Rup absolut tot. Dacă l-am pe Bruce. De-abia aștept.
Ok, sper că nu durează prea mult episodul. Vai, ăia se bat acolo și eu fug ca nebun. Na. Și sar și eu pe tine. Să fie corect. Mă bate ăsta de 3. Nu pot să cred, adică nu, că are mai puțin ca mine. M-a prins! Uite, de-aia nu-l vreau eu pe Bruce, că e lent. Nu-mi place de Bruce. Mă bate Nyx. Dar cum să fugi de Nyx? În halul ăsta. Te atacă. Oh, dar nu-i corect, nu mi-a plăcut deloc. Mirabela, te rup, te țin minte. Îți fac de toate. Moare și Mirabela acolo în foc. Mai joc un aici. Deci cred că mai facem 8 trofee și încheiem episodul pentru că pare cam lung. Da, e puțin cam lung. Nu știu la cât am pornit, dar așa cred că e puțin cam lung. Mi se pare, dar să nu credeți că eu vreau să scap de voi. În niciun caz, mie chiar îmi place să filmez. Adică azi mai fac și Ronu. T-ai trezit. Să mă faci? Sau ce? Asta n-are cu ce să mă facă. Și eu zic că s-a trezit să mă facă. Deci dacă... Oh! Nu ia Bruce ăla-l-alt. O, nu mi-o ia. Nu mi-o ia nimeni. Na, te-ai trezit tu că vrei. Sigur vrei, e sigur? Domnul Nix, e sigur că vrei? Na. Bă, dar de ce am dat pe Shelly? Ține! Îl fac pe toți. Uite cum le fac. Nu-l vreau. Vreau și shotgun-ul, în schimb. Să nu-mi ia Shelly. E perfect, dar n-am suliță. Belea. Na. Ce vrei tu? E supărată? Ah, îmi pare rău că eu că te-am supărat. Îmi pare super rău. Na. Și-o rup și pe Shelly. Și am terminat meciul. Uite, așa se face un meci bun. Vai, nu pot să cred că o să ferit. E și mai rapidă. Știu că ești aici, Shelly. Uite-o, bă, cum campează. Aia nu știe că-s aici. Na! Deci, uite așa se joacă un meci bun. Scut, ăsta-i scut, e numai bun de mine. Bă, nu pot să cred. Unde ești, Larry? Că-s Dragona. Ești doar de power așa mic? Îmi pare rău, dar cred că te-aș face. Sunt sesi. Ahai! Vreau să fiu ca și Ems. Sesi așa, șmecheră. Șmecheruțul! Te prind, urâtule. Bă! Vai, asta aveam eu pe mine? Ba nu aveam arc legendar eu. Ciudat, nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat. 25! Ca lumea și primesc și bănuți. Sunt cel mai tare. Deci pe care să o iau prima? Asta, defeat 3 caracters. Am făcut-o și pe asta, să înțeleg. La asta am bănuți, dar de ce n-am asta? Bă, o vreau! O vreau! Nu-i corect! Ok, 400. Și de la Bruce. Și aici, uite ce fac. Nu, vroiam pe shop. Shop. Ca store aici.
Bun, și cred că în curând ne oprim 200 pelerii. E serios cu mine. Fac și 250, cum să nu, băiatule? Problema e că e buba mare. Și că la mine problema e că e buba mare. Păi e cam buba mare că nu mai pot să fac. Pe Molly. Nu prea aș da. N-aș investi în Molly. Tokens left. 8 tokens left. Bă, dar eu cum scad la bănuți? Scad prea mult, omule. Am investit în Shelly. Perfect. Ce? Și nu zic că îmi trebuie 1000 să o fac. Details. Toi! Aoleu, leu, beleteu, carapeu. Carapace, m-a enervat la faza asta. Carapace. Să mai dăm un meci cu Bruce, pentru că mi-a plăcut meciul celălalt. Adică 25 de trofee, mă las. A fost bun, foarte bun, mi-a plăcut meciul. Acum eu nu mai am timp, dar poți să-ți alegi unde să te duci la început. Dar eu cred că nu mă mai lasă, că deja sunt player de la bun, ca lumea. Am aproape 1000 de trofee. Îmi place că aici alegi mai rapid, prin viteză. Să nu-mi ia Molly. Fugi! Da, e adevărat, ce-i drept. Am mai multă viață ca Molly. Doar că știți ce? Îmi place cum derapezi aici. Citați-vă și voi. Derapezi. Liniștit. Am văzut pe Nix acolo cu reflect. Cu reflecția lui. Joeur, sau cum ai zis. Nu am înțeles. Bun. Pisicac. Ok, a fost ciudat. Răgăzăce? What? What visează domnul că mă bate? Asta crede că mă bate el pe mine? Nu mă bați, domnule. Dar asta are șanse să mă bată. Deci asta are șanse să mă bată. Și m-am pus cu ea, aoleo, și fug și de gardian. Ah! Bă, deci ăștia încă mai stau aici. Doamne! Cum să stai acolo? Deci o să moară și nu o să mai apuce să facă ceva. Săraca. Gardianul a făcut-o. Face cineva gardianul? Ai poșilor, nu faceți niciunul gardianul. Fire a mâncat gardian. Gardianul am șanse să-l fac eu. Am șanse să fac gardianul. Hai poșilor, că dacă fac gardianul sunt cel mai tare. Eu cu Bruce care nu mă descurcam. Ciam, pam! Deci dacă nu-l fac, l-am făcut cu bomba! Wii! Wait! Bă. Bă, eu trebuie să scap, că mă prinde focul rău. Mă aprinde ăsta. Bun. Fugi și având în vedere că stau în apă, bănuiesc că am timp să-l iau ăsta. Bun. E perfect. Îmi dau ăsta de viață, pentru că nu mai am viață aproape deloc. Nu mai aveam acum multă. Printre ultimii 4, m-aș duce acolo. Da, e hotărât, acolo mă duc. Să vrea să mă facă ăsta. Bă, vină încoace, bă! Dacă te pui așa cu mine. Tu te pui cu mine, te pui și cu soldatul legendar, să zic așa. Bă, și-a câștigat ăsta, da? Mr. Bean! Ăsta și-a pus numele Mr. Bean. Dacă n-o fi chiar Mr. Bean. Cum ar fi să fie Mr. Bean? Mă bat cu Mr. Bean într-un desen. Dar clar nu-i Mr. Bean, ar fi ciudat. Adică oamenii de la Mr. Bean nu fac în real. Am 2000 de trofee! Eu sunt cel mai tare! Sunt cel mai tare!
Ok. Și, aoleu, mai am până fac bani de Shelly. Să deschidem asta cu după asta. Avem 2 ore pentru asta. Asta cât ar costa? 32 de gemuri, să-mi dau eu toate gemurile. Nu, lasă-mă. Mai bine intru pe stour. Vai, uite, totul cu gemuri aici. Am umplut tot cu gemuri. Și aici îmi dă plus un punct pentru 24 de gemuri. Fii serios. Adică, n-aș face în viața mea chestia asta. Mai sunt 3 ore până la primul box din ăsta. Mai jucăm un match și încheiem episodul, vă promit. Vă promit. Adică voi vreți să fie cât mai lung episodul. Aș vrea să dau exit. Deci ăsta și încă unul cu Larry. Încă un match cu Larry, pentru că îmi place Zuba la maxim. E aproape mai fain ca Brawl Stars. Acum s-a băgat update-ul nou și de-aia îmi place mai mult Brawl Stars. Înainte îmi plăcea mai mult Zuba când s-a băgat Zuba. Adică e ca cum se face și cu update-ul din Brawl Stars. Că zici, uite s-a băgat 8 bits, bă, dar e lent, dar merită să faci atâtea trofee pentru el. Și peste o săptămână, nu-i mare lucru. Nu chiar merită. Știți? Așa fac unii. Adică și eu sunt cam așa. Bun. Uite, acum eu zic, dar chiar merită că să ajungi la Ems. Pentru că, da, Ems pare OP, dar pentru că e nou update. Oh, ce tare. Super. Deci cred că ăsta va fi ultimul meci totuși. Wow. Bun. Dau pecu și te fac praf. Băi, mă face. L-am prins. Ce frumos l-am prins. Ce frumos. Și îmi iau și ăsta de butoi, că să zicem folositor. Mi-a făcut toată viața. Ca lumea. Super tare. Bruce, faci aproape 50 de trofee pe locul 1 dacă ești la trofee mici. Cu Shelly aș face 50 de trofee pe locul 1. Clar e asta, nu? Adică, na. Așa faci și în Brawl Stars, că 9 trofee la showdown. Cum mi-o tras? Na. Cum face Shelly? Na. Pac. I-am tras și cu ăla al doilea de dublu, de item. Perfect, băieți. Sau și fete. Dacă se uită fete la episod. Adică se joacă și fete, Zuba. Dar mai mulți băieți. Ai, hai că imediat se termină meciul. Suntem doar 7 players în joc. Suntem doar 7 players, că nu suntem de la început 7 players. Drag ca nebunul, dar eu stau aici. No! Deci am luat locul 5. E bine, să zicem, vedem cât primim. Pentru că nu m-am uitat. Oh, 22, e perfect! E super perfect! Cât de tare! 22! Trofee, dar așa, cu broste. Mi-a plăcut. Aoleo, 1100 trebuie să fac până la următorul. Da, deci am făcut 1024 de trofee. Eu ziceam că încă 3 episoade mai trebuie să fac 1000, că nu m-am uitat pe trofiros. Da, și cam ăsta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, să vă abonați. Să lăsați un comentariu cu brawlerul vostru preferat, pentru că nu prea știu cu cine să joc, altfel facem un fel de ruletă. Când avem toți brawlerii, pa, pa!